Boca ar putea fi întârziată din cauza unor zăcăminte de sare descoperite în subteran pe traseul proiectat. În urma studiului de fezabilitate, experții au găsit urme de sare în zona alocatei stației Pod. IRA, autoritățile caută acum soluții. Conform planului inițial, clujenii ar putea traversa orașul cu metroul în 2027 pe un traseu de 30 de minute care pornește din Florești. Forajele executate pentru proiectul de metrou au identificat în partea de sud-est a municipiului Cluj-Napoca și în zona de est zone afectate de sare la adâncimi care ar putea, subliniez, ar putea fi traversate de tunelurile metroului. În consecință, în acest moment se fac analizele tehnice suplimentare, iar eu sunt convins că tehnologia din ziua de astăzi ne va permite să găsim soluții la orice probleme apar în subteran. Omul a ajuns și a pus piciorul pe lună acum 50 de ani, acum a ajuns pe Marte, eu cred că va putea face un tunel, fie ocolind acele zăcăminte de sare, fie proiectându-le astfel încât să facă față și la asemenea provocări. Deci nu consider că este o problemă insurmontabilă.